divertisment. Edicije speciale. La Radio Moldova. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o ediție specială realizată de Radio Moldova. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Domnița Jechiu. Astăzi discutăm cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță. Doamna Gavriliță, bună ziua, vă mulțumesc mult pentru participare și să știți că ați fost foarte așteptată atât de noi cât și de ascultători și mă bucur foarte mult să fiu aici și să răspund la întrebările dumneavoastră și a ascultătorilor. Mulțumim, doamna Gavriliță, stimați ascultători, zic că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook a companiei Tele Radio Moldova, dar și pe pagina Radio Moldova, la fel pe terme.md. În cazul în care aveți întrebări, le puteți scrie în comentarii pe pagina de Facebook. Eu, între timp, în, în discuția pe care o aveam cu doamna prim-ministru, voi încerca să citesc aceste întrebări și să răspund desigur, dacă le veți adresa. Doamna să spuneam că ați fost foarte așteptată. Este prima dumneavoastră participare la noi de când sunteți prim-ministru. Acum, și veți avea trei luni de activitate, dacă nu greșesc eu. Nici două nu sunt, dar sau, sunt șase-șapte săptămâni. La sfârșitul lunii septembrie, dacă nu greșesc, dacă am calculat eu corect. Întrebarea mea este, cum ați găsit, prima întrebare, pentru că zic că nu ați fost la noi, cum ați găsit guvernul atunci când ați venit în această funcție și ce ați reușit să faceți până astăzi? În primul rând, vreau să le spun ascultătorilor că am venit cu patru priorități imediate. Chiar atunci când am fost în guvern, am împărțit programul de guvernare pe lucruri pe care trebuie să le facem imediat și lucruri pe care trebuie să le facem în termen mediu sau în patru ani. În primul rând, este vorba despre creșterea economică și creșterea veniturilor cetățenilor. În al doilea rând, este vorba despre gestionarea profesionistă a pandemiei și a noului val, care iată că din păcate se întețește. În al treilea rând este vorba despre curățirea instituțiilor statului și desfacerea acestor scheme care a sărăcit statul și nedreptatea care i-a indignat atât de mult pe cetățeni. Și a patra prioritate a fost restabilirea încrederii partenerilor externi și restabilirea finanțării externe. Și uh, când am venit, evident că am găsit uh, instituții destul de slabe. Ele au fost slăbite atât de corupția din uh, pe parcursul mai multor ani, dar și am avut un guvern interimar cu uh, procese neclare de luare deciziilor, deci uh, situația era destul de gravă. Au fost foarte multe lucruri care uh, trebuiau rezolvate urgent, care au rămas pe. Agenda guvernului, din cauza că nu, nu s-au luat decizii șase luni de zile. Dar, chiar dacă situația a fost așa cum am găsit-o, cred eu că am realizat foarte multe în șase săptămâni de când suntem în funcție. În primul rând, este vorba despre creșterea veniturilor populației. După cum cunoașteți, am promis și în campanie și a fost prioritatea numărul 1 să creștem pensia minimă până la 2000 de lei. Și iată că din 1 octombrie, uh, uh, un, deci peste 400 de mii de cetățeni vor primi pensie mărită. Uh, 183 de mii de cetățeni care au stadiu complet de cotizare vor primi uh, numai puțin de 2000 de lei. Uh, și uh, creșterea medie, pentru că la diferite persoane Va fi o creștere diferită, în dependență de cât de aproape sunt de acești 2000 de lei. Creșterea medie va fi 366 de lei. Pentru cei care au stagiul incomplet, ei vor primi uh, și ei o creștere semnificativă, chiar creșterea medie este puțin mai mare de 398 de lei, dar va fi proporțională stagiului de cotizare. Plus la aceasta, 84.000 de beneficiari de alocații sociale vor, vor primi și ei creșteri. În medie, cu 450 de lei pe lună. Chiar ieri am luat și o decizie de creștere a indemnizațiilor pentru veterani: deci vor crește aceste indemnizații cu 250 de lei pentru toți veteranii și 500 de lei pentru veteranii cu disabilități. Sunt creșteri foarte importante. Am pornit anume cu aceste creșteri pentru că. Datele arată că vârstnicii, mai ales vârstnicii singuratici, sunt cei mai vulnerabili, și evident că vrem să acordăm atenție și categoriilor speciale, cum ar fi veteranii. Însă, acesta este doar un început. Vreau să asigur ascultătorii că. Uh, continuăm să punem accentul pe creșterea veniturilor, uh, nu doar a pensionarilor. Examinăm acum creșterile salariilor în 2022 uh, și, uh, evident, plus la aceasta, vom, uh, uh, vom face uh, aceste uh, indexații uh, care compensează pentru creșterea prețurilor. Astfel, de exemplu, în uh, domeniul pensiilor. Nu doar vom crește această pensie minimă la 2000 de lei, dar toată lumea va primi o index, indexare de 3,86%. Care este, de fapt, compensarea pentru creșterea prețului. Da, vom reveni și la uh, pensie, dar, doamnă Caverliță, ziceam uh, să discutăm pentru început teme care uh, sunt tot mai discutate acum în uh, societate. Este vorba despre un subiect uh, dureros, zic eu, uh, pentru cei care uh, acum intră în sezonul rece și uh, am văzut și în presă, și nu doar în presă, chiar și politicienii politizează cu acest subiect cu scumpirea gazelor naturale. Doamna Gavriliță, întrebarea care este pe buza tuturor cetățenilor, uh -huh. a celor care ne ascultă uh, și a celor care m-am întâlnit săptămâna trecută atunci când am mers la țară, atunci când am mers în teritoriu, mă întrebau ce se va întâmpla, se va scumpi totuși gazul sau ce se va întâmpla și cine așteaptă în această iarnă. Uh, în primul rând vreau să asigur cetățenii că guvernul se gândește la ei. Și înțeleg preocuparea lor, dar vreau ca cetățenii să știe că noi lucrăm pentru ca creșterea internațională pe care o vedem să nu ne afecteze atât de mult. Eu cred că foarte mulți cetățeni de-ai noștri au rude în Spania, Italia, în Rusia, deci toată lumea vede așa o tendință de creștere, în special la prețurilor la energie, dar despre asta se discută foarte mult. Încă nu există careva decizii. Deci în primul rând continuăm să negociem contractul cu Gazpromul, cu Gazpromul pe gaze și ideea este să prelungim aceleași condiții care s-au aplicat și înainte, deci nu este vorba de renegociere. Deci, Dar nu din va fi cauza, fi contract nou, să înțeleg, sau încă nu cunoașteți? Negociem prelungirea acestui contract la cu aceleași sumă, da, cu aceleași, preț, a, aceleași, a, condiții. aceleași condiții. Așa. Acum, evident că în uh, condițiile creșterii uh, semnificative, uneori chiar de trei ori a prețurilor la gaze pe plan internațional uh, și această formulă destul de avantajoasă de care beneficiem, oricum poate duce la o anumită creștere a prețului pentru Moldova, însă durează până când această creștere este reflectată în tarife și plus la aceasta, adică pentru cetățeni și plus la aceasta noi avem programe de compensare, cum ar fi ajutorul pe perioada receanului, pe care le putem crește independent de aceste creșteri, mai mult ca atât Deja suntem în discuție în interiorul guvernului despre alte programe care ar ajuta. ajuta consumatorul vulnerabil la creșterile prețurilor la energie. Deci, aici cred că cheia este ca, în primul rând, guvernul să vină cu. Creșteri de venituri mai repede decât aceste creșteri de prețuri. Vreau să subliniez că această creștere a pensiilor este mult mai semnificativă în termeni procentuali și absoluți decât creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor este această indexare de 3,86%. Dar pe lângă aceasta, evident că lucrăm la demontarea unor scheme care de fapt duce la creșterea artificială a unor uh, prețuri. Deși suntem doar șase săptămâni în uh, funcție, funcție. Uh, deja poate ascultătorii au auzit, am reușit să oprim, de exemplu, uh, o schemă care exista la pașapoarte. Deci era o achiziție de jumate de miliard de lei, o sumă foarte importantă uh, care a fost pornită imediat după ce s-a aflat că vom avea alegeri anticipate. Și iată că noi am revizuit această achiziție, am oprit-o și aceasta ne va permite să intervenim în timp pe prețurile pașapoartelor. Dar deja avem, avem niște analize și planuri să ieftinim serviciile publice, anumite servicii publice pentru cetățeni. Deci, ceea ce ține de guvern și unde guvernul poate interveni. А супра прессурылор, мунчим. Doamna Gavriliță, vă întrebam dacă guvernul negociază direct cu Gazpromul sau cel puțin are o discuție directă cu Gazpromul. De ce? Pentru că chiar recent în cadrul studioului aici la Radio Moldova opoziția atunci când a participat și domnul Marian, dar opoziția spunea cu voce tare că de fapt dacă guvernul s-ar implica în acest, direct în aceste negocieri atunci prețul la gaz ar rămâne același și nu ar fi o schimbare. Deci, ce se întâmplă? Guvernul se implică sau nu se implică direct? Chiar îmi pare rău când opoziția, fie ea și opoziție, manipulează și, de fapt, subminează poziția statului, pentru că, până la urmă, este vorba despre interesul național și interesul tuturor cetățenilor. Liderii socialiștilor știu foarte bine care este procedura. Deci, guvernul discută cu Moldova Gaz și Moldova Gaz discută cu Gazprom pe baza poziției elaborate inclusiv cu uh, guvernul pe lângă aceasta guvernul discută și direct uh, domnul vicepriministru ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale deja a spus în public uh, că a avut discuții cu uh, conducerea Domnule. Gazpromului și uh, continuăm să ducem aceste discuții uh, dar în același timp sunt anumite lucruri pe care care ține de strategie de negocieri, care ține de deci anumite cutume, de aceea nu neapărat să venim de fiecare dată și să anunțăm în public această strategie. Și am rugat foarte mult ca toată lumea să ne gândim la interesul național atunci când este cazul. Înțeleg să fim criticați pentru anumite acțiuni sau inacțiuni, dar uneori este o manipulare și chiar îmi pare rău pentru asta. Doamna Gavriliță, întrebare de la scutător, dar este posibil ca opoziția să influențeze pe de altă parte gazprom prin anumite discuții pentru ca să nu ofere un preț avantajos Republicii Moldova sau majorarea prețului poate fi făcută intenționată de Federația Rusă pentru că sunteți o guvernare de dreapta susținută de partenerii europeni? Uh teoretic opoziția poate discuta cu oricine și influența aceste procese, dar în opinia mea, după cum am spus, aceasta ar fi un act josnic pentru că este vorba despre cetățenii Republicii Moldova și apărarea intereselor lor, indiferent dacă ești la guvernare sau opoziție. Deci, să înțelegem că domnul Spânu este cel care are o discuție directă cu Gazpromul. Da. Și în următoarea perioadă ve veți ieși cu un. Evident, atunci când rezultat? vom avea anumite rezultate sau anumite înțelegeri, vom comunica despre acestea cetățenilor, și, după cum spun, aceste lucruri durează în timp. Nu înseamnă că dacă prețul direct pe care îl vom primi imediat se reflectă asupra tarifelor, și chiar dacă se reflectă asupra tarifelor, deci, guvernul poate interveni cu anumite programe de suport, așa cum uh, uh, este uh, acest ajutor pe perioada rece anului, dar uh, vă amintesc că chiar în 2019 am venit cu uh, idei de programe cum ar fi ajutor la contor, acum ne gândim și la o lege poate specială, deci uh, analizăm opțiunile pentru susținerea păturilor vulnerabile care ar putea fi afectate de asemenea creștere. Doamna Gavriliță. Nu știu de ce de când vă zic ce spun cei de acasă, care, cu care vă zic că m-am întâlnit și am discutat, cum a început să lucreze guvernul Gavrliță, cum au început să crească prețurile la mai multe și alimentare și uh, carburanții și medicamente, dar vreau să le luăm pe rând. Dacă e să vorbim despre uh, carburanți, de fapt cine sunt cei care au scumpit și, și joacă pe acest teren? Cât mai simplu pentru ascultători, doamna Gavrini. Deci, avem, din nou, și la carburanți, o situație care ține de creșterea prețurilor și o situație care ține de desfacerea unor înțelegeri de cartel. Sau dacă sunt jucători mari și puțini pe piață, ei se pot înțelege și influența prețul. Acum, noi am intervenit, am plafonat, deci, de fapt, aceasta a fost și o inițiativă. A Parlamentului precedent, prost implementată, prost uh, făcută în Parlament. Am intervenit să o facem să funcționeze, deci noi acum avem o plafonare a uh, prețurilor uh, deasupra prețurilor internaționale. Este doar un prim pas uh, până uh, venim cu reglementări mai serioase pe această uh, piață. În același timp, există anumite. Instituții subordonate Parlamentului, cum ar fi Consiliul Concurenței, cum ar fi Agenția Națională de Reglementare în Energetică, care ar trebui să fie mai active, așa să spun diplomatic, pentru a apăra interesele statului pe aceste piețe. Și ați văzut că Parlamentul a început evaluarea. Acestor instituții care a, sunt subordonate Parlamentului, deci nu țin de competența Guvernului, sunt subordonate Parlamentului și au atribuții pentru desfacerea a, unor înțelegeri, pentru, în primul rând, demonstrarea și desfacerea unor înțelegeri de cartel. Și aici, a, a, din nou, vreau să le a, explic telespectatorilor a, sau ascultătorilor, de fapt, a, și celor care ne urmăresc pe Facebook, că a, este foarte important rolul Procuraturii. Deci avem, chiar atunci când era doamna Maia Sandu prim-ministru, am avut mai multe controale, investigații, materiale care au fost transmise procuraturii pentru investigații. Sunt subiecte care fac subiectul anchetelor și uneori nu putem vorbi despre ele în public, dar așteptăm rezultate. Nu este vorba despre un atac sau o presiune. Deci noi, eu nu pot să merg să arestez pe cineva, pentru că nu am aceste competențe. Nici ministrul de interne, de altfel, nu poate merge să aresteze pe cineva, pentru că fără girul procurorului nu poate, nu pot avea loc anumite proceduri în domeniul justiției. Și de aceea este foarte important să vedem rezultate pe toate aceste subiecte care Doamna... au fost în vizorul public, despre care cetățenii știu și care duc la pre... creșterea prețurilor. Eu v-am dat un exemplu cu această achiziție în pașapoarte, dar sunt multe exemple. Doamna prim-ministru, dar nu excludeți să înțeleg că Andreu ar concerta cu marele companii petroliere de aici, din Republica Moldova. Nu vreau să fac declarații Speculații? care ar prejudicia cumva mersul Anchieti? democratic și obiectiv al evaluării că nu este vorba Am despre înțeles. o anchetă mm -hmm. nu vreau să mă pronunț dar ați văzut că au fost și investigații făcute de anumite deci agenții subordonate Parlamentului, nu este vorba despre ANR este vorba despre Consiliul concurenții care de fapt se întârzia transmiterea în Parlament, nu se luau decizii în baza acestor rapoarte se făceau publice, și asta le dădea cumva motiv companiilor să dea în judecată. Deci, noi trebuie să ne asigurăm că avem niște proceduri foarte clare care sunt respectate. Asta durează un pic de timp. Dar să admitem, avem, avem, un început bun, zic eu. Să admitem că uh, va fi efectuată această evaluare, va fi schimbat uh, directorul la ANRE, la Consiliul Concurenței și așa mai departe. Uh, care va fi efectul? Până la urmă, până la urmă pe cetățenii uh, ei, e, sunt foarte cointeresați dacă va fi o schimbare și dacă, într-adevăr, acest lucru ar putea uh, îmbunătăți și cel mai simplu micșora prețul pentru anumite cu siguranță va fi o schimbare. Și aici nu este vorba doar de piața carburanților, pentru că probabil nu ăsta este cel mai resimțit, eu nu știu, domeniu. Am spus deja că avem o analiză care ne va permite să descreștem anumite prețuri, să, deci să scădem prețurile la anumite servicii publice. Am spus deja că Analizăm foarte minuțios alte sectoare care țin de competența guvernului. Cu siguranță va fi bine. Cu siguranță această creștere pe plan mondial, care este record, o creștere record, care s-a întâmplat foarte straniu, vara, nu în perioada rece anului. Și aceasta ține de pandemie, de, 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 de cantitatea de depozite care s-au făcut în Europa, cum cum au fost luate anumite decizii. Deci eu sunt sigură că este un val care va merge spre descreștere, în primul rând. Într-a doilea rând, guvernul va veni cu, așa cum a venit cu pensia minimă, 2000 de lei, cu creșterea indemnizațiilor și alocațiilor sociale, așa va veni și cu programe care vor asigura că venitul real a populației nu deci, crește și oamenii nu sunt afectați, sau uh, nivelul de trai a oamenilor nu este afectat deci, de această creștere. Concluzie, ca să fie clar, pentru că vreau să uh, discutăm mai multe subiecte și vreau foarte pe scurt, doamna Gavrlițe, concluzia la acest subiect cu carburanții. Deci, majorarea prețului ține de cei din interior care joacă aici, în Republica Moldova, sau de piața internațională. Și de una și de alta. Doamna Gavrlițe. Când ați venit atunci, chiar aici în studio, dacă nu greșesc, în timpul guvernului Maia Sandu, mm -hmm. când ați fost ministrul finanțelor, vorbeați în acea perioadă de așa numitele firme căpușă. Da. Astăzi, există aceste firme căpușă și ce urmează să facă guvernul Gavriliță pentru a nimici aceste firme? Da, există aceste firme căpușe, există în anumite întreprinderi de stat, există deci în, în cadrul anumitor con contracte ale guvernului cu uh, agenți privați deci statul a fost capturat nu doar instituțiile statului a fost capturat dar și cumva procesele unde sunt implicate companii private uh, din nou vreau să spun că sunt anumite subiecte pe care noi le-am investigat dar despre care nu putem vorbi pentru că contractele Încheiate au fost făcute în așa fel, că în momentul când uh, guvernul prin declarațiile sale este văzut ca aducând prejudiciu uh, în, uh, într-un domeniu sau altul, poate fi dată în judecată și noi uh, vom veni cu declarații atunci când vom duce lucrurile până la capăt, într-un mod foarte profesionist, uh, cu uh, o abordare juridică corectă. Uh, sunt întreprinderi de stat unde noi am inițiat schimbarea conducerii pentru că doar prin schimbarea conducerii putem curăți contractele care sunt acolo din nou există o procedură care durează ceva timp și deci atunci când este, când vine un conducător nou trebuie să să înceapă să revizui aceste achiziții să elimine uh, aceste contracte și așa mai departe. De ce vă întreb? Pentru că atunci vorbeam de domeniul energetic mm -hmm. și ori astăzi vorbim despre uh, gazele naturale, chiar și la energie electrică. Vreau să ne spuneți dacă în aceste domenii există. Doar nu vreau nume. Vreau să ne spuneți dacă astăzi există aceste căpușe. Uh, dumneavoastră, deci sunt foarte puțini jucători pe aceste piețe și uh, da, ei, uh, există sau au existat... Sunt tentative, noi suntem conștienți și lucrăm la aceste subiecte. Am înțeles, noi așteptăm într-adevăr rezultate și uh, am dorit să ne spuneți chiar și numele și cei care stau în spatele acestor firme ca să-i cunoască toată uh, lumea. Doamnă Gavriliță, o altă majorare este prețul la pâine. Ce se întâmplă? Care 50 de, au, exact, 50 de, de bani unele produse. La da, la unele produse care au dus la nu știu, discuții uh, disproporționat de mare în același timp eu nu vreau să uh, neg uh, impactul pe care orice scumpire uh, îl are pentru cetățeni. Uh, este un lucru josnic dacă aceste scumpiri se fac uh, cu motivații politice. Noi discutăm cu diversi actori pe piața grânilor, pe piața panificației, ca să înțelegem ce se întâmplă. Și, din nou, deci, guvernul poate interveni doar în anumite modalități, până la urmă este prețul de piață. Vreau doar să asigur cetățenii că veniturile lor va crește mai repede decât aceste scumpiri. Din și câte? orice încercare de a submina uh, acest guvern, care de fapt uh, a venit doar de șase săptămâni, uh, va fi inutil pentru că noi uh, venim cu uh, planuri bine definite uh, și uh, ne așteaptă vremuri bune, uh, și asigur uh, toți cetățenii că. Vom continua să venim cu aceste uh, programe pentru suportul populației, vom continua să luptăm scheme cu schemele ca să fim siguri că uh, în prețuri nu deci nu este un element corupțional uh, și vreau să vă spun că avem noutăți foarte bune și din exterior. Uh, avem uh, un interes sporit, cred că ascultătorii au văzut uh, avem uh, miniștri de Între externe, de conducători extern. de stat, deci, care vin uh, aici și vreau să spun că aceste vizite nu sunt doar de dragul vizitelor. Deci asta, aceasta înseamnă uh, și programe uh, și susținere financiară nerambursabilă de multe ori, uh, adică prin granturi, uh, care va uh, susține și businessul mic. Avem uh, interes din partea unor investitori. Deci, Doamne lucrurile Dumnezeu. se mișcă. Dar, dacă e să ne întoarcem la acest subiect, foarte pe scurt, pentru că zic că am și alte întrebări și vreau să le reușim pe toate pe scurt. Știu că agricultorii spun că anul acesta grâul este destul de bună, recolta este destul de bună. Dar. Să înțelegem că o majorare a prețului anul acesta nu va fi, dacă este grâul destul de bun și vom afla și asta de la Ministrul Agriculturii. Vreau neapărat să vină aici în studio să discutăm și cu domnia sa, dar până atunci vreau să ne spuneți ce a fost, doamna Gavriliță, cu atunci când ne aducem aminte în vară în primăvară când a fost scos grâul din până la urmă a fost sau nu a fost scos grâul din rezerva de stat care a fost ce s-a întâmplat dacă pentru că ați venit la guvern și cu siguranță ați, ați aflat deja care a fost până la urmă scenariul a fost sau nu a fost atunci scos grâul din rezerva de stat și dacă el există astăzi chiar și atunci au apărut documente care au spus foarte clar că au fost încălcări în procesul de renoire a rezervei de stat de, de grâu. Aici, din nou, este rolul procuraturii. Nu trebuie să venim noi și să confirmăm, să infirmăm. Deci aici este rolul procuraturii să pedepsească persoanele care au admis irregularități sau au făcut abuz de putere atunci când uh, au luat aceste decizii despre modalitatea de renoire a uh, rezervei. Cu siguranță au fost încălcări. Acum, așteptăm de la procuratură să investigheze aceste cazuri și în sfârșit să vedem niște rezultate. Dar greu în rezerva de stat este. Despre rezerva de stat în greu nu putem vorbi, este un secret de stat. Am înțeles. Doamna Gavriliță, stimați ascultători, este ora 10 și 40 de minute, mai avem 20 de minute până la sfârșitul acestei ediții. Vă reamintesc că ascultați o ediție specială, iar invitatul meu de astăzi este prim-ministrul Republicii Moldova, Doamna Natalia Gavriliță. Doamna Gavriliță, foarte pe scurt, zic, pentru că sunt multe întrebări la care vreau să răspundeți. Vreau să discutăm despre pandemia COVID-19. Mm -hmm. Am văzut tot mai multe cazuri în fiecare zi. Este în creștere. Ne oprim aici sau? Care este, uh, dumneavoastră cu siguranță discutați cu cei din domeniul sănătății, cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății și cunoașteți, fiindcă sunteți și în cadrul comisiei, uh, care este uh, cea mai sumbră prezicere pentru Republica Moldova? Și pentru ce să ne pregătim? Și dacă guvernul este pregătit pentru cel mai grav? Prognozele, într-adevăr, sunt că vom avea un val uh, mai mare decât a fost valul din primăvara anului acesta. Această tulpină delta, da, o mutație a virusului, este mai infecțioasă și am văzut că afectează oamenii mai tineri. Aici chiar aș atenționa că avem cazuri de îmbolnăvire gravă chiar printre categorii mai, mai tinere și acum vedem și o creștere a îmbolnăvirilor la copii de aceea în primul rând aș vrea să mă folosesc de această ocazie și să îndemn oamenii să se vaccineze vaccinurile sunt sigure am văzut că toate țările din Europa se vaccinează vă dau exemplu Danemarcei s-au vaccinat 75% din populație și acum în Danemarca se, merge, se duce o viață normală se merge fără măști nu sunt măsuri de protecție pentru că s-a atins acel prag de vaccinare care nu permite virusului să se răspândească. Și toți acești oameni, deci există deja studii care demonstrează că toți acești oameni nu au consecințe medicale grave și riscul este infim mai mic decât riscul de la boală. Cum? Și cu, cu cât mai activ ne vom vaccina, cu atât mai multe piedici îi punem, punem virusului să se răspândească. În absența, deci luând în considerație că am ajuns abia la o, o rată de, de, de vaccinare. De, de fapt, este 22%. De procente. Dacă mai luăm și populația din Republica Moldova care s-a vaccinat în România sau în alte părți, probabil este puțin mai mare, dar cu siguranță nu este suficientă pentru a stăvili această Doamnă Doamna de ce oamenii uh, ezită să se vaccineze? Deși de ce campania în Republica Moldova merge atât de lent? Există foarte multă dezinformare, din păcate, uh, despre uh, despre vaccin, despre eficiența acestui vaccin. Vreau să spun că există date care arată că probabilitatea de boală se reduce semnificativ, probabilitatea de transmisie se reduce semnificativ. Și chiar dacă există persoane care s-au vaccinat și prind acest COVID, fac forma ușoară și fac o formă mult mai ușoară decât adică își reduc riscul de boală grea, consecințe de sănătate și deces de, și plus la aceasta un lucru pe care chiar țin să-l menționez. Noi în rândurile persoanelor cu risc mai înalt, deci în rândul celor care sunt trecuți de 60 de ani, nivelul de vaccinare este mai mare. Noi avem probleme cu tinerii care se gândesc că eu voi face o formă ușoară a bolii de ce să mă mai vaccinez? Dar nu este vorba doar despre protecția personală, este vorba despre. Deci, procesul de vaccinare este, de fapt, o solidaritate socială, este, de fapt, protejarea celor care sunt supuși unui risc mai înalt, este, de fapt, minimalizarea probabilității de infectare a altora. Și de aceea, încă o dată, fac acest îndemn. Avem vaccinuri de diferiți producători. Deci este posibil de, de vaccinat și vreau să vă spun că în rândul medicilor avem un grad foarte înalt de vaccinare: peste 95%. Iată, ieri am fost în Dubăsari, în satul Ustie și în gimnaziu din satul Ustie, tot 100% și din doar că cetățenii și... din acea regiune, ne vedem, verificăm uh -huh. harta imunizării, totuși acolo, dacă în liceu este imunizată, totuși rata de imunizare este mai joasă. Dar vreau să întreb, doamna Gavriliță, în cazul în care ajungem la cele 3.000 de cazuri pe zi, cum da, anunță Organizația anumite, Mondială da, a Sănătății, preconizează că ar putea fi... Care este scenariul pe următor pe care ar putea să-l aplice guvernul? Pentru că trebuie, nu, nu putem să, să fim atât de relaxați în cazul în care vom ajunge la un astfel de uh, vârf. Deci, guvernul a făcut câteva lucruri uh, pentru, diferite pentru a se pregăti uh, de acest val. În primul rând, uh, am schimbat componența Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, și deja 50% din componența, din membrii acest, acestei comisii, sunt specialiști în sănătate publică și experți. În al doilea rând, am venit cu uh, instrucțiuni foarte clare despre uh, cum stabilim gradele de alertă: uh, verde, galben, portocaliu și roșu. Și am spus că folosim un singur indicator ca să fie foarte clar, și asta este numărul de îmbolnăviri sau incidența bolii. Uh, și dacă avem uh, o, un anumit nivel de incidență, este gradul verde. Uh, dacă incidența crește, deci cresc și aceste, se, se declanșează uh, gradul galben, portocaliu și roșu. La moment avem. Uh, majoritatea localităților, peste 600 de localități, care sunt în gradul verde. Dar, din păcate, avem uh, circa 158 de lo localități, care, uh, inclusiv sub Chișinău și Bălți, deci municipiile, Codroșu. care sunt deja în cod Deci, în această decizie, ultima decizie a CNESP-ului, am adoptat reguli foarte clare, care se vor aplica începând cu 1 octombrie, care spune că dacă este gradul verde, sunt anumite acțiuni. Dacă este gradul roșu, înseamnă că în majoritatea. Deci se, se, se impun măsuri de protecție mai serioase. De exemplu, pentru a merge la restaurant trebuie de prezentat certificatul COVID, adică, sau certificatul de vaccinare, sau test. Sau certificat de anticorp, sau certificat de la medic. Dacă mergem la teatre sau în alte instituții, din nou trebuie să prezentăm acest certificat. Plus la aceasta am trecut universitățile cu regim online, deci și aceasta vreau să, să subliniez că aceasta este pentru a descărca transportul public, în primul rând pentru că uh, de aceasta ce? e pentru da. această perioadă doamna da, Cavrlița da, exact. dar pentru zic pentru 3000 am putea ajunge la un lockdown să fie închise și școlile de exemplu sau uh, să trecem toți la uh, un regim online v-ați gândit și la un astfel uh, de scenariu uh, Scopul nostru este să nu sacrificăm calitatea studiilor copiilor în continuare, pentru că am văzut anul trecut cu studiile online, calitatea studiilor a avut de suferit și nu vrem să ne trezim peste 10 ani că am pierdut capital uman semnificativ în urma acestei pandemii. De aceea, noi facem absolut tot posibilul și ați văzut în deciziile CNSP, chiar și atunci când este codul roșu. Noi, școlile uh, școlile da, fie... școlile rămân deschise cu prezența fizică a elevilor. Domnule Dar da, aici da, este da, foarte da. important și vreau să mă lăsați să spun da, uh, uh, anume de aceea pentru că noi vrem să protejăm copiii și să asigurăm că ei pot merge la școală. Deci noi am introdus niște reguli încă în august uh, pentru uh, speciale pentru școli și acum lucrăm la un protocol care să spună foarte clar ce se întâmplă dacă un copil se îmbolnăvește. La moment, regula care se aplică este că trebuie să se izolează clasa sau dacă este focar mai multe clase, 14 zile. Noi acum examinăm posibilitatea introducerea acestor teste, cum se face în alte țări europene. De exemplu, dacă este un copil bolnav, să testăm toți copiii cu teste rapide în prima zi și în a cincea zi și să permitem după a cincea zi să revină clasa cu prezență fizică. De asemenea, Ministerul Educației lucrează individual cu acele școli care deocamdată nu pot asigura distanța între elevi, și am redus școlile care unde un număr mic de elevi învață online. Am, deci, am redus numărul acestor școli de la peste 80 la 28. Și continuăm să lucrăm cu aceste școli, deci vrem să asigurăm că indiferent de ce se întâmplă, Putem asigura prezența sperăm, fizică Gavilița, a elevilor. Sperăm să, să fie așa, pentru că, într-adevăr, ei sunt viitorul nostru și trebuie, într-adevăr, să, să oferim aceste condiții. Dar Foarte vreau clar. să spun aici că CNESPU a decis. Dacă incidența va fi pe toată țara, va depăși 350 de cazuri pe 100.000 populație, atunci CNESPU poate recomanda comisiei situații excepționale, guvernului și parlamentului introducerea stării de urgență. Deci este în mâinile noastre, de situ... gestionare de care tot, noi. Exact, totul depinde de noi. să ne protejăm, să fim să acționăm așa cu un comportament de bun simț și să Facem fiecare uh, acțiunile necesare pentru a modera acest val. Vom mai discuta și cu Ministrul Sănătății aceste subiecte, dar, doamna Gavriliță, Fondul Monetar Internațional, Da. Uh, când urmează să vină la Chișinău și ce acțiuni și ce discuții urmează să aveți cu Fondul Monetar Internațional? Misiunea Fondului Monetar Internațional vine în Moldova începând de luni, uh, deci vor avea loc două săptămâni, cel puțin două săptămâni de negocieri. Aici, să știți că ultimele analize a Fondului Monetar Internațional arată că cea mai mare constrângere pentru creșterea economică în Moldova este corupția. Să știți că este foarte neobișnuit că a ajuns deja și Fondul Monetar Internațional să se concentreze pe acțiuni, anume pentru condiționalități combaterea... pentru combaterea corupției și pentru îmbunătățirea procesului de bună guvernare. De ace aceste deziderate sunt foarte bine aliniate cu programul nostru de guvernare, de aceea sperăm foarte mult ca anume abordarea noastră, deci acțiunile pe care le-am propus în programul nostru de guvernare și pe care le-am discutat cu cetățenii în campanie, pe care cetățenii le susțin, anume aceste acțiuni să se regăsească în condiționalități. Ce vom primi de la Fondul Monetar Internațional? Ce urmează? Deci, programul cu fondul monetar internațional, la momentul când a fost negociat în trecut de guvernul precedent prevedea ca Moldova să primească 558 de milioane de dolari în decurs de 3 ani. Asta vine în plus la cele 600 de milioane de euro care vor veni din partea Uniunii Europene. Deci, ne așteptăm ca în următoarea perioadă. Cea mai mare problemă să nu să fie finanțarea propriu-zisă, dar să fie capacitatea noastră de, absor de absorpție, adică capacitatea noastră de a utiliza acești bani pentru investiții în infrastructură, pentru suport întreprinderilor mici și mijlocii, crearea locurilor de muncă, pentru deci, alte cheltuieli publice care de fapt vin să îmbunătățească viața cetățenilor. De aceea, eu când merg în teritoriu, chiar și ieri la dubăsare am vorbit despre am vorbit cu primarii, cu autoritățile publice locale, să ne pregătim cu toții și să îmbunătățim capacitatea de absorție, Adică să ne gândim cine poate face documentație tehnică, cine sunt companiile care pot executa lucrările, pentru că aici va fi probabil cea mai mare problemă. Doamna Gavriliță, foarte pe scurt, vreau să ne spuneți și despre bugetul de stat pentru anul 2022. -uri. Atunci când vine deja fondul monetar, trebuie să fie o claritate și în acest aspect. Când va fi gata și când va fi prezentat Parlamentului? Noi am venit la guvernare la începutul lunii august, deci da, este târziu în calendarul bugetar. De aceea noi cumva lucrăm în turații maxime. În primul rând am lucrat cu rectificarea bugetului pentru anul 2021 și aici am introdus și resurse pentru a compensa agenților economici care au de suferit în urma măsurilor de protecție și în urma acestui val de COVID. Am introdus 512 milioane de lei pentru creșterea pensiilor, deci am făcut modificări pentru anul 2021. Acum am elaborat cadrul de resurse pentru anul 2022 și evident că vom discuta cu Fondul Monetar Internațional despre acest cadru de resurse, dar cum am spus, ne dorim, în primul rând, continuarea creșterii veniturilor populației, deci aceasta înseamnă salarii, aceasta înseamnă pensii, după care vrem să creștem semnificativ investițiile în infrastructură și, în special, investițiile în proiecte locale. Acestea sunt cel mai ușor de absorbit, deci, să zicem, iluminat, La exact, lasate, reparația acoperișului sau reparația școlii, grădiniții, casei de cultură și așa mai departe. Reparația drumurilor, apă și canalizarea. Deși canalizarea este un pic mai scumpă, dar oricum vrem să facem stații de epurare. Sunt lucruri care vor exact. fi incluse în planul bugetului pentru anul viitor. Absolut, absolut. Doamna Gavriliță, să înțeleg că termenul, deci nu va fi până în noiembrie-decembrie, așa cum a fost pentru, anii trecuți? Pentru, pentru buget. buget, deci va fi în primăvară. Da, nu. Va fi? Ba, da, sigur, în, sigur. Sigur, lucrăm Noiembrie, deci, decembrie, până exact. la închiderea sesiunii veți acum, acum adoptăm chiar în următoarea ședință de guvern vom adopta bugetul rectificat pentru 2021 și imediat în decurs de câteva săptămâni venim și cu bugetul pentru anul 2022, evident discutăm și cu deputații ca să aibă predictibilitate, dar planul nostru este să reușim până la sfârșitul anului să intrăm cu bugetul adoptat Doamna Gavrliț, vreau să ne spuneți, iată, de, de, pe data de 26, în perioada 26-29 septembrie, veți merge la Bruxelles. Care va fi mesajul și ce veți face acolo? La Bruxelles, deci, merg luni și marți, mă voi întâlni cu mai mulți comisari, cu conducătorii, deci, în Parlamentul European. Uh, și, de fapt, scopul meu este să prezint programul de guvernare și să obțin suport pentru uh, aceste acțiuni, uh, pentru îndeplinirea programului de guvernare uh, și pentru obținerea unor beneficii adiționale pentru cetățenii noștri. Uh, aceasta înseamnă de exemplu, alinierea la spații europene, cum ar fi roamingul sau uh, spațiul de transport, adică să facem mai ușor uh, mai ușoară și circulația cetățenilor, dar și uh, circulația agenților economici. Uh, aici asta înseamnă uh, și uh, negocierea uh, unor uh, sau cel puțin solicitarea la această etapă a unor creșteri pentru exportatorii noștri, aceasta înseamnă atragerea investițiilor pentru crearea locurilor de muncă, aceasta înseamnă acest pachet de recuperare economică pe care ni-l oferă Uniunea Europeană, aceste 600 de milioane de euro, înseamnă orientarea lor pentru programele pe care ni le dorim și pe care, pentru care au votat cetățenii. Natalia Gavrniță, prim-ministru, va primi pe cineva în următoarea perioadă în vizită aici în Republica Moldova, omolog? Am avut deja prima vizită a prim-ministrului Ucrainei. Discutăm pe și cine cu guvernul aștept? României despre o ședință de guvern comună. Era vorba să, să fie chiar în aceste săptămâni, dar există o anumită volatilitate politică în România, deci. Pre continuăm să pregătim și vedem când reușim. Înțeleg cu că această ședință comună ar putea să fie posibilă până la sfârșitul acestui an? Da, sigur, lucrăm pentru aceasta. Avem și uh, o înțelegere prealabilă că uh, acest, acest suport uh, în formă de grant, adică suport nerambursabil uh, pe care l-am pierdut uh, în trecut din partea României. Deci perdusem, dacă vă amintiți anul trecut 68 de milioane de euro. Exact. Noi încercăm să reanimăm și chiar să creștem această sumă uh, la 100 de milioane de euro care să meargă pentru proiecte în localități, așa Acum, cum au fost când de exemplu putea, renovarea clădirii, când am putea să primim acești bani, pentru că ține minte când s-a menționat și doamna președinte, când am putea să primim acești bani. Din nou, sperăm să avem ședința comună uh, până la sfârșitul anului și să uh, Semnăm aceste, aceste înțelegeri. Din nou, vreau să subliniez, problema va fi în absorpția acestor bani. Deci, noi am mai avut bani înainte, dar iată că a durat 10 ani și am cheltuit doar 32 de milioane din 100. Scopul nostru este să cheltuim acești bani în mod eficient, într-un fel care să ajute oamenii să vadă imediat schimbări în localitățile lor. Doamna Gavrița. Radio Moldova organizează o campanie de încurajare a cetățenilor să se vaccineze. Un mesaj de la dumneavoastră pentru cetățeni, cel care va fi dat în această rubrică, în care să menționați, să începeți mesajul Eu m-am vaccinat. Dacă v-ați vaccinat, eu m-am vaccinat. vaccinat și îndemnul dumneavoastră. Mesajul care să ajungă la fiecare dintre ascultători. Eu m-am vaccinat. Eu am așteptat foarte mult posibilitatea de vaccinare pentru părinții mei ca să-i pot cuprinde după un an de zile. Eu apreciez existența vaccinului pentru că îmi permite să duc o viață normală. De aceea și îmi permite să protejez pe toți cei cu care interacționez. De aceea îndemnul meu este pentru toți să vă informați corect, și să vă vaccinăm. Doamna Gavriliță, vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Am mers în galop prin aceste <laughs> întrebări, uitându-mă la ceas, la fiecare întrebare pentru că uh, rar vă prindem pe la noi și vă așteptăm cu drag. Vă rog foarte mult să veniți mai des aici Neapărat. la Radio Moldova pentru că ascultătorii vom deschide și liniile telefonice cu ascultători pentru că, cu siguranță, cei de acasă au foarte multe întrebări de la, la dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu și chiar uh, vă promit că mai vin. Uh, îmi amintesc că uh, cât de important este radio atunci când faci ceva prin o gradă și mai asculti ce se întâmplă. Vrem foarte mult să informăm corect cetățenii și de aceea vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vă mulțumim și noi, stimați ascultători. Aici la Radio Moldova a fost o ediție specială în care a participat prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță. Eu, Cristina Popescu și domnița Jechiu, vă spunem o zi frumoasă în continuare și numai bine!